A fost arestat la vârsta de 15 ani, în ultima clasă de liceu. A executat aproape 12 ani de temniță grea. Ion Radu, profesorul de engleză de mai târziu, și-a făcut primii ani de universitate la Gherla, scriind cu praf de DTT pe tălpile bocancilor primele cuvinte într-o limbă străină. La 32 de ani era student. Există un proverb englezesc care îl definește: unde există voință, există o cale. Legiunea albastră am făcut-o la vârsta de 15 ani. 15 ani, să fie 16 ani, nu pot să exact. Dar în perioada aceea. Și de ce? Pentru că trupele germane au început să se retragă. Adică cu cât se apropia armata sovietică, și ei în grabă își făceau bagajele și plecau. Și au lăsat acolo, știi, hai să zic așa, armament. Adică puști, pistoale, mitralierie, ne-au lăsat. Asta, puști, pistoale și cartușe. Am găsit printre armament, puștile care aveau acolo, și două pistoale Parabellum, care m-au umplut de bucurie. Adică vroiam să am și eu cu ce să lupt împotriva armatei sovietice. În ce clasă erați? Eram în clasa a cincea de liceu. Adică a cincea de liceu, pe secund, cam în jur de 15-16 ani. Câți elevi au aderat la legiunea asta? În jur de 14, în jur de 14 elevi. De unde i-a spus titlul ăsta, Legiunea Albastră? Un om în vârstă mi-a povestit despre Legiunea Albastră, care a luptat în Spania împotriva comuniștilor. Și am cu acest armament mă gândeam eu că o să mai strângem pistoale, pentru că mai aveau elevi în perioada aceea de război, foarte mulți aveau armament, adică pistoale. Și pentru că știam să mânuiesc pistolul, am zis că voi lupta așa, împreună și cu ceilalți elevi, ne vom ascunde prin păduri, pe unde trec trupele rusești, și îi vom ataca. Bineînțeles, gândiți-vă, mintea noastră de copii, că eram copii. Copii teribili. Da, cam așa era. Da. Dar povestea nu a ținut prea mult, pentru că un elev din organizație a început să-i spune fratelui, care era student la medicină, în anul 3 sau 4, fratele lui. Și a început să povestească că fratele lui are o organizație. Și o organizație puternică care va lupta împotriva rușilor. Bineînțeles că la medicină erau informatori puși de securitate. Și în felul acesta ne-au depistat. Deci fratele acestui coleg era un om se numea, se numea Boader Constantin. Boader. Așa se numea. Boader Constantin. Da. Și? A urmat studenția, ați dat examen la Institutul Agronomic. Da. Timp în care nu v-ați mai ocupat. Și bineînțeles, după o lună de zile m-au dat afară. Pentru ce?
atitudine dușmănoasă împotriva regimului, deși nu am nume, dar ea se rea. Era începutul. Era începutul. Și am dat după aceea examen la medicină, tot așa, am stat 2 luni de zile și m-au dat afară. Ați simțit că vă așteaptă ceva cumplit? Da, 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 am simțit, da, absolut. Era anul 1952. Da, da, da. Ce-a da. Urmat? Deci nu știau, sigur, să aresteze niște copii, hai, așa. Nu știau ce să facă, ce atitudine să ia împotriva noastră. Ca să din moment ce ne-au lăsat. Și-au dat seama că nu puteam să facem ceva, adică rău. Ce să v-ați propus să atacați un obiectiv? Da, am propus să... Adică nu eu, pentru că acum conducerea organizației era luată de Boader, informatorul securității. Și el a zis, păi ce să, trebuie să facem ceva, trebuie să luptăm. Și zice, uite ce este, la fortul Bragadiru este armament, putem să găsim acolo, atacăm pe aia de la poartă și intrăm acolo și luăm și mitraliere. Așa. Deci, și noi, dacă mi-am dat seama că nu e ceva curat și n-am avut încredere, pentru că eu conduceam organizația, și am spus, nu se poate, nu se poate. Nu se poate, te duci acolo și e un singur soldat acolo la poartă. Nu se poate. Și nu ne-am dus. De altfel, procurorul a spus că numai dacă ne duceam până acolo, meritam pedeapsa capitală. Adică ne împușcau. Cum erau arestații elevii în anii 50, în același mod barbar ca și părinții lor? Au venit noaptea la noi acasă, pe vremea locuiam într-un apartament dintr-o casă de asta, gen vilă, cu 2 niveluri. Noi stăteam la nivelul de sus, de pe strada Zambaccean, mai spre Dorobanț decât unde e casa lui Năstase. Eu am auzit suneria, nu mi-am închipuit deloc, poate fi așa ceva. Și am văzut că părinții mei au tergiversat, s-au dus jos, nu știu, a fost ceva abil, probabil că nu li s-a reproșat, ca să întârzie venirea lora. Nu din cauza mea. La noi în casă se ascundea un văr primar de-al tatei, care era fugit și se ascundea. Ca el să aibă timp să se îmbrace, să se suie pe acoperiș, să-și ascundă așternutul, să șteargă orice urmă. Nu veniseră de aia, veniseră pentru mine. Mai mult decât atât, știau precis care e odaia unde dorm eu și care din paturile din odaia aia e al meu. Deci i-am auzit traversând salonul, era un parchet care scârțâia, au deschis ușa, așa destul de discret, s-au asigurat că lumina nu e aprinsă. Și a venit unul direct la patul meu, mi-a pus o lanternă așa în ochi și mi-a spus: unde ai pus pistoalele, banditule? Pe mine m-a apucat râsul și i-am răspuns: domnule, nu știam gradele ofițerești, că erau ofițerești. Dumneavoastră citiți prea multe romane polițiste. Atunci au aprins lumina și a încetat cinemaul ăsta. Într-o noapte... în luna august, au bătut la ușă cu picioarele. Probabil ar fi sunat, dar n-a răspuns nimeni, era noapte. Știți că securitatea numai noaptea arăsta. Care era explicația? Nu vrea să facă panică în jur? Da. Asta era explicația. Și... tot bătând cu piciorul, mama săraca s-a ridicat, a întrebat cine e,
au răspuns miliția. Și a dat drum. Când am auzit gălăgia aceea, m-am ridicat. Tata nu era acasă, era numai mama. Și am ieșit și eu în hol. Cum m-a văzut ăla, zice, măi, tu ai armament. Dă-ne armamentul dacă vrei să-ți fie bine, dacă nu, vai de pielea ta. Și nu le-am, dacă n-aveam, ce armament? Nu aveam, chiar dacă aveam, eu le ascunsesem la țară, pistoale care le aveam eu. Așa, ce au căutat? Au controlat, a lăsat unul singur acolo pe mine și pe mama, ne-au ținut în hol, iar ei s-au dus și au început să scotocească prin casă. Sigur, n-au găsit nimic decât niște cărți, de exemplu, doi camarazi de Henri Marie Remarque. Doi camarazi și-au zis e camarad. Cuvântul era suspect. Era suspect, da. De restul, nimic. N-au găsit nimic. Și când s-a terminat percheziția, tu acum te îmbraci acum, adică ți-ai cămașa pe tine, aveam pijamaua, așa, ți-ai cămașa pe tine și mergi cu noi. Așa, mama a început să plângă că a văzut că m-au luat. Două luni a durat ancheta din sediul securității din Rahovei. Familia lui Ion Radu locuia pe calea Rahovei, numărul 381, dar niciodată nu și-a imaginat ce orori se petreceau câteva case mai sus în sinistrul sediu. În aceeași noapte fuseseră arestați toți membrii organizației Legiunea Albastră. Aflaseră tot. Un singur lucru le era ascuns caraliilor: unde sunt pistoalele? Trei anchetatori schingiuiau un adolescent. Noi putem să te omorâm, banditule, noi putem să facem cu tine orice vrem, nu vei ieși întreg de aici. Acestea erau cuvintele de încurajare spre a-i smulge noi mărturii. Nici o noapte din cele două luni n-a putut dormi. La dureile provocate de lovituri se adăuga schimbarea brutală a vieții, noul statut de dușman al poporului pe care nu l-ar fi bănuit. Era greu de crezut că adolescentul, ajuns după două luni de anchetă o umbră, va supraviețui cumplitului regim penitenciar și durității anchetelor. Și totuși a supraviețuit. Din Rahovei la Jilava, în așteptarea procesului, într-o hrubă de 2x3 și cu 40-50 de viețuitori, impropriu spus, o celulă. Au fost arestați cam de la 12-14 ani, cei mai tineri, care nu am fost noi. Au fost din alte locuri. La liceul la noi, cei mai tineri am fost Mihnea Ștefănescu și cu mine. Câți ani aveți? El avea 14 ani jumate și eu fix 14 ani. Dar cum se poate să fie arestați copii până la urmă? Doamne, în Ungaria s-a întâmplat și mai rău. Au fost condamnați la moarte copii. În 1992, deci se schimbaseră lucrurile, dar șeful guvernului care provenea din Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Unit sau ceva în genul ăsta de la Budapesta, a fost în vizită la Națiunile Unite și la Washington. Și jurnaliștii l-au întrebat dacă au fost eliberați toți oamenii din închisoare și dacă s-a pus capăt arestărilor și condamnărilor politice. Și el a spus, da, dar rămân în închisoare cei care au fost condamnați pentru crime grave, pentru că ăia nu pot, pedeapsa, ei au fost condamnați la moarte, dar pedeapsa lor nu poate fi executată atâta timp cât ei vor fi minori. Deci, asta se întâmpla în 90-92.
Deci mai aveau în închisoare copii condamnați la moarte, care urma să fie împușcați. Nu i-au împușcat, că au venit schimbări mai mari și au scăpat. Pentru ce fapte, să spunem, haideți să recapitulăm, pentru ce fapte puteau să fie arestați minorii aceștia? Pentru a se manifesta împotriva regimului politic instalat în România de Armata Roșie, dar și împotriva marii noastre eliberatoare, Uniunea Sovietică. Că erau manifestații antisovietice. V-am povestit aceea cu copiii de la Iași, care, imitându-i pe niște francezi care n-au pățit nimic, dar scriseseră pe trotoarele Marsiliei sau nu știu cărei alt oraș unde era o bază militară americană, US go home. Și ăștia, puști ăștia de la Iași, au luat o bidinea și o gălețică cu var, au mestecat cu apă și au scris URSS go home. Asta au făcut ei. În ce an era? Tot în 1952. Și au fost arestați toți. Da, i-am întâlnit la locul de triere acolo. Care era locul de triere? Locul de triere era calea Griviței și mi se pare că dumneavoastră mi-ați spus că era la numărul 60, calea Griviței. Clădirea există și acum. Acolo erau închisori numai pentru tineri, pentru elevi? Nu erau închisori. Era o clădire normală, cu mai multe etaje, care avea două aripi, era în L. Și forma cu clădirile împrejmuitoare o curte mare pătrată. Dar partea dreaptă a pătratului era un zid orb, un calcan, și partea din fund, iar așa, era un calcan. Pe partea din fund clădiseră ăștia de la Ministerul de Interne niște barăci unde erau o sală sau două de reuniuni, baie, sufragerie. Dormitoarele erau în partea locuibilă a acestei case, deci fostele apartamente ale celor care locuiau acolo înainte. Dar erau paturi de-astea de șină, de fier, de la armată, cum erau și la închisoare. Spuneți-mi, deci au fost, elevii au fost arestați, au suportat anchete ca ceilalți deținuți politici? Doamnă, nu vă pot spune multe detalii, pentru că oamenii când erau condamnați și ajungeau într-un loc unde erau cu ceilalți, mulți din ei nu vorbeau. Au aflat de la ceilalți care erau majori că, uite băiatul ăsta, bietul a fost cumplit bătut în timpul anchetei. Eu n-am văzut în cât timp am fost la locurile de anchetă, adică la închisoarea, nici nu mai țin minte unde am fost anchetat în momentul ăsta. Și chiar vin de la doctorul de memorie. În Rahovei? În Rahovei, așa. În Rahovei n-am întâlnit elevi. Am întâlnit după aia în Griviței, unde era un centru de triere, dar unde am ajuns trecând pe Jilava și centrul de triere de la Ghencea. Acolo n-am vorbit cu ei, dar am văzut că în curte mai umblau niște copii. În cameră era așezată un pat, se numea partal. Așa n-avea decât, avea jos și etaj. Câți erați într-o celulă, într-o cameră? Eram destul de mulți, așa cum cam în jur de 30 ceva, 40. Într-o încăpere neagră, umedă, se găseau două rânduri de priciuri. Sub priciul de jos era șerpăria și acolo se dormea. Între rândurile de paturi exista un culoar despărțitor de circa un metru, care era folosit ca loc de promenadă, de trecere către fereastra cu gratii groase de fier și acoperită cu alte obloane bătute în cuie.
Deținuții mureau asfixiați în încăperea fără aer, iar din cauza sufocării, mulți aveau corpul acoperit cu pete roșii. Aici Ion Radu a așteptat procesul, se gândea la părinți, la durerea pe care le-o provocase. Procesul s-a ținut la tribunalul militar din strada Negru-Vodă. Rudele n-au avut voie să asiste la judecată, nici măcar părinții. Ascultau îngroziți urletele procurorului, care cerea o pedeapsă exemplară pentru cei 14 elevi, pentru că se ridicaseră împotriva regimului comunist. Pedepsele au fost extrem de mari. Liderii organizației au primit 10 ani și apoi 8, 7, 4, mergând până la 3 ani. De adus la reduit, unde am stat, hai să zic așa, vreo 3 luni acolo am stat acolo, 2-3 luni, așa. Și pe urmă înseamnă că am scăpat de anchetă, din moment ce era judecat numai. Și ne-au pregătit așa pentru plecarea. Și unde ne-a dus plecarea a fost spre mina Baia Spirii. Asta a fost. Deci din Jilava. Minele de plumb. Da, minele de plumb. Erau trei mine erau. Era Cavnicul, Baia Spirii, Cavnicul și Valea Nistrului. Valea Nistrului. La care mina ați fost trimis? La Cavnic. La Cavnic. Da. Și de la Cavnic, știți ce am pățit, am participat împreună cu Pantazi. Cei 12 deținuți care sunt cunoscuți azi în istoria detenției, da, și pe care, despre care am făcut și noi filme, au evadat, nu v-au anunțat, nu? Nu v-au anunțat? Nu. Adică ce se întâmplă? Ei, asta a fost o greșeală a lor, sau cel puțin a lui Pantazi. Deci eu am făcut aceste grenade. Le-am făcut așa, după indicațiile lor. Și apoi, când s-a hotărât, asta e foarte ciudat, data a fost de 6 iunie și a fost în aceea zi și la Valea Nistrului. În aceea zi. Eu, când s-a făcut evadarea, când am auzit, aolo, că nu ai voie să mai intri cu corpa, n-ai voie să intri, să mergi, te ridici cu corpa. Luam corpa, dar aici nu era niciun pasnic, nu. Luai corpa de aici și la suprafață aștepta un caraliu și, bineînțeles, și un civil. Ei când au ajuns acolo, când au plecat, deci au plecat 6, atâția au evadat, 6 inși. Că după aceea unii au speculat și au luat-o pe scări, așa, câțiva din ei. Au luat-o pe scări, deci în afară de cei 6 de corpă, au mai fost 3 sau 4, dacă nu mă înșel. Și de la Valea Nistrului au evadat Țucă Marin, da, Coțofană, Miron și Românu. Da, da. Sunt cunoscuți și ei. Da. Toți au ieșuat, evident, au fost prinși, cu excepția lui Ioanid și a lui Coșereanu, Titi, care au stat 100 de zile în libertate. Da, în libertate. La anchetă, cum s-a aflat de dumneavoastră că ați fost unul dintre plănuitorii evadării? Știi cine? Când m-a, să vă spun, de la anchetă, când m-a luat, m-am pomenit într-o noapte, a venit și m-a luat. Deci asta era după vreo 3 luni sau 4 luni. M-a venit și m-a băgat într-o carceră. Carcera era ca un dulap. Nu aveai cum să te miști. Nu poți să stai nici așa pe bine. N-aveai cum. Și în sfârșit a venit și m-a luat dimineața de la Baia Mare. La Baia Mare m-au luat cu mașina, doi caralii. Da, dar la anchetă vă rog să-mi spuneți, cum s-a aflat că dumneavoastră ați plănuit evadarea?
pe Pantazi, Ion Pantazi, atunci am... Ion Pantazi, când a ajuns și l-a întrebat, mai știa cineva sau știu? Spune absolut tot ce știi. Păi mai știa și Radu, care m-a ajutat pe mine. În felul ăsta au aflat de mine. Că eu am spus la anchetă, când m-a adus la Baia Mare, zice, mă, așa, și tu ai încercat să evadezi? Nu, n-am evadat. Nu știu nimic. Și a început să mă înjure și să dea mine. Ia pironcoase, uite-te ce scrie aici. Eu îmi v-am dat. Și scria că și eu am făcut aceste grenade. Probabil sub tortură, sub bătaie, da, Pantazi a spus. Probabil. La 6 iunie 1953 a avut loc marea evadare de la mina Cafnic. Ion Radu a luat parte la proiectul evadării, confecționând grenade artizanale cu care s-a dotat grupul celor 15 temerari, în ideea că la ieșirea din mină vor întâmpina rezistență și vor folosi grenadele. Fusese chemat de Ion Pantazi, al cărui ajutor de perforator era la Cafnic. Și totuși în ziua evadării, Pantazi nu-l mai cheamă și nu îi spune lui Ion Ioanid, liderul evadării, că Ion Radu luase parte la preparativele fugii. Acțiunea se putea sfârși cu moartea, așa încât, ținând seama de tinerețea lui Radu, Pantazi probabil s-a gândit să-l cruțe. A început să mă persecute din nou ideea evadării care m-a urmărit tot timpul în pușcării. Și primele păreri care le-am avut despre posibilitățile de a evada s-au treptat, s-au concretizat și în cele din urmă, trebuie să trec peste o grămadă de amănunte, în cele din urmă ne-am găsit 14 inși care am pus la cale acest complot al evadării. Evadare care, propriu-zis, a reușit datorită unui fapt pe care nu-l cunoșteam cu certitudine, un defect de pază. Noi am ieșit pur și simplu printr-un defect de pază al penitenciarului. Neavând de întâmpinat ca rezistență sau ca opoziție, decât un gardian nenarmat din cei care ne făceau în interior, pe care l-am imobilizat, și un lucrător civil, după care, pe scările acelea care duceau la suprafață, într-un loc pe care nu-l cunoșteam, pe unde nu circulau decât gardienii și lucrătorii civili, am ieșit la suprafață, ne-am trezit în pădure și pentru întuneric și am pornit-o într-o vagă cunoștință a regiunii din puținele informații care le aveam. Cine era în grupul dumneavoastră, în grupul celor 14? Era doctorul Miltiade Ionescu, doctorul Paul Iovănescu, Alexandru Ciocârteu, Titi Coșerea, Ion Pantani, doi frați Brânzaru, doi frați Cojocaru, toți patru brânceni condamnați în loturile revoltei din Munții Brancei. Erau de la Soveza și Gheorghe Chiper. Pe toți aceștia i-ați cunoscut în libertate sau numai în închisoare de la Cafnic? N-am cunoscut decât pe Ion Pantazi în libertate. Restul ne-am cunoscut acolo și, mă rog, coeziunea s-a făcut foarte repede și n-am avut să regretăm decât într-un singur caz al lui Ducu Ciocântul.
Alexandru Ciocăriu. La început a trebuit să punem ipoteza arestării noastre, prinderii noastre. Și atunci hotărârea era foarte clară. Recunoaștem evadarea întru tot. Nu amestecăm pe absolut nimeni dintre civili sau dintre ceilalți deținuți în această evadare. Scopul evadării. Pentru mine, eu vă spun cinstit, nu m-am gândit niciun moment că această evadare va reuși total. Adică eram sigur că putem să ieșim, indiferent și de la Baia Scrie și de la Cavli, nu știam însă ce va urma. Să nu uităm că eram în nordul țării, că până la Suceava erau 600 de kilometri, că nu putea fi vorba decât să luăm drumul munților, să mergem la Suceava și de acolo până în Carpați, pe câmpul Carpaților, să ajungem la Îmbanat, de unde să încercăm forțarea pompierii, că eram prea mulți ca să ne putem fofina. Scopul evadării mele însă era cu totul altul. Adică eu nu vedeam posibil această traversare completă a țării și această forțare a pompierii. Nu punea niciun fel de bază sigură pe acest lucru. Scopul meu personal era să dovedim autorităților comuniste că nu suntem de acord cu nimic din tot ceea ce fac și ca protest facem această evadare. Asta era scopul meu ascuns. Bineînțeles că eu nu puteam să spun tuturor acest scop, pentru că i-aș fi descurajat în evadare. Sunul pământului, măruntaiele pământ. La 10 a fugat? Da! La 10! Evadații au fost anchetați la securitatea din Baia Mare mai întâi și apoi duși la penitenciarul din Oradea. Comandantul de la Oradea, Nicolae Tilici, i-a pus în lanțuri, închise cu lacăte grele, și le-a făcut din regimul de detenție un iad. Deși nu figura pe lista evadaților, Ion Radu suportă același tratament și aceeași pedeapsă ca ceilalți și, în final, 8 ani de temniță grea. Ce s-a întâmplat cu ceilalți evadați? 12 dintre ei au reușit să iasă la suprafață, au fugit în pădure, dar pe rând au fost prinși. Doar Ion Ioanid și Titi Coșăreanu s-au bucurat de 100 de zile de libertate. Așa cum spuneam, evadările de la Cavnic și Valea Nistului au avut loc în aceeași zi și la aceeași oră. N-au putut afla anchetatorii cum au luat legătura deținuții între ei. Eu nu povestesc și nu am povestit ce resimțeam eu când eram bătut și cum eram bătut, pentru că mi se pare pe undeva ceva indecent. Oamenii care nu au fost acolo nu poate să înțeleagă. Sunt lucruri care sunt necomunicabile celor care n-au gustat din acel episod al nostru. Cum este și experiența de front, aia care n-au dormit în șanțuri, în noroi și au fost ore la rând supuși bombardamentelor. Nu, ce au trecut, lucrurile pe care au trecut, ei degeaba le povestesc. Ei las, nu le înțeleg. Deci ați spus că ați fost bătut dumneavoastră și așa, și am spus asta pentru că am relatat că am fost astăzi la un doctor care mi-a examinat starea memoriei, că m-a bătut în cap și a zis, da, zic, da, n-a avut urmări, n-am zis, ha, crezi dumneata, să știi că lucrurile astea de care suferi până acum, acum au o relație cu ea. E, ne bătea în cap instrumentul cel mai curent și la îndemâna tuturor și pe care îl foloseau toți, era, îți dădea, o, ca la karate, știți? Îți dădea una aici. Ți se vedeai stele verzi și ți se ia, tăiau picioarele. N-apucai să cazi până jos, dar aproape.
Și dacă erau mai afurisiți, îți dădea cu bastoanele alea de cauciuc tot în ceafă sau chiar în occiput. E, lucrurile astea degeaba le povestești, că nu poți să povestești o senzație și lucruri de astea. Nu le-am uitat, dar eu cred că psihic nu m-au marcat. Poate nervos, dar am rămas un om, cum mă vedeți, senin. Nu am decât o singură vehemență, ca să vin la cuvântul dumneavoastră. Ăia pe care i-am văzut omorâți în bătaie, nici nu știu dacă până la urmă au murit sau nu, dar i-a scos ca morți în sânge și în rând din fața noastră. Și săracii urlau, se uitau la noi cu disperare, adică, fraților, faceți ceva, salvați, și noi nu aveam ce face. Ne uităm la lucrul ăsta îngrozitor, cum ne sunt uciși colegii și prietenii. Neputința asta sau poate nepriceperea, că m-am gândit și la asta, când am văzut pe Ion Pantazi, ăsta sigur avea o infirmitate. El nu știa ce-i frica. Se băga așa. Și asta impresiona pe ea. I-ai paralizat, nu erau obișnuiți cu așa ceva și se opreau. Ei, noi n-am știut să facem asta și nu i-am salvat pe ea. La ce imagine vă referiți? Unde ați văzut imaginea? A, păi când erau bătăi de-astea sălbatice, că nu ți-ai făcut norma, că te acuza că ai vrut să evadezi, care era complet, e imposibil să evadezi. Dar ca să aibă un pretext să-l căptușească pe unul în bătaie, să-i înspăimânte băieți. Ați trecut aproape prin cele mai grele pușcării din România. Deci de la minele de plumb, la Oradea, la Aiud, la Lugoj, la Baia Mare, la Gherla. Dintre toate aceste pușcării, unde v-a fost cel mai greu? Cel mai greu a fost și la Aiud. De ce? Acum, când ne-a adus de la de la Oradea. Noi am stat la Oradea până ne-a judecat. Și mie mi-a dat aceeași pedeapsă ca și ei, cu 8 ani. Deci aveam în plus 8 ani. Deci aveam, deci 10 plus 8. Așa. Și am avut regim la zarcă. Cei care au evadat au fost trimiși la zarcă, în celule individuale, cu izolare strictă. Regimul a fost recunoscut chiar de Gheorghe Crăciun, comandantul penitenciarului. Regimul cel mai aspru era aplicat la deținuții din zarcă, care erau lipsiți de posibilitatea de a comunica prin semne acustice, alfabetul Morse sau prin ieșiri la plimbare. Bastionul Cruzimii, cum l-a numit istoricul Marius Oprea. Despre condițiile de detenție, istoricul Ruxandra Cesăreanu nota. Înrudit cu Gherla, Aiudul, mănăstirea, academie, era renumit prin exigența sa disciplinară și prin doi agenți exterminatori legalizați de autorități, Frigul și Foamea, cei doi fei, cum îi numesc memorialiștii. Aici îl întâlnește pe un profesor de limba engleză, Emil Nicolau, de la care învață gramatica limbii, expresii, vocabular.
Caietul era talpa pantofului pe care o ungea cu săpun și apoi presăra DTT. Creionul era un fir de pai din mătură. 6 luni a stat în zarcă și cu toate condițiile de exterminare își desăvârșește cunoștințele de engleză. În acești ani de teroare, Ion Radu s-a gândit de multe ori să renunțe la viață. Dar poezia lui Radu Gir, care a susținut atâtea conștiințe chinuite în temniță, l-a ținut treaz. Înfrânt nu ești atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Un băiat de 16 ani la zarcă. Da. Da. Nu, aveam 18 ani. Trecuseră deja 2 ani. Be, da. Totuși erați minor. Da, da. Erați un bandit. Bandit, așa e, bandit, așa se zice. Că așa le-am numit, cuvântul banditule. Vă numeau cu cuvântul bandit? Da. Bă, banditule, trei în rând, banditule, ieși din cameră, banditule. Cuvântul ăsta era, cuvântul bandit. A spus de multe ori că, într-un fel, ca să rezistați la momentele de tortură, de carceră, așa, vă lăsați în voia amintirilor frumoase. Aha. Care erau aceste amintiri frumoase? Amintiri frumoase, am iubit o fată care a rămas cu iubirea aceea, înainte de a mă aresta, aveam întâlnire cu ea în stația de tramvai. Cine era ea? Nu pot să o... Ea nu știe că eu am iubit-o atâția... Era elevă de liceu, era... Era, da, la fel ca și mine. Și ea nu știa că o iubiți? Păi, ea știa din moment ce era, să zic așa... Mă plimbam cu ea prin parc, știa ea, dar asta e o iubire platonică. Și vă gândeați la ea, o aduceați în memorie când sufereați. Da, da. Era amintirea cea mai frumoasă care o aveați. Era plăcută, da. Și mă gândeam eu, zic, când o să ies, primul lucru, fapt, m-a dus să o caut. Am zis, dar nu m-am dus, că m-am întâlnit-o cu o prietenă de-a ei, așa întâmplător m-am întâlnit cu ea, și mi-a zis că s-a căsătorit cu un doctor, că a terminat medicină. Că după 11 ani, ce să vă aștepte, 11 ani? Da. Cât ați stat în... Nu, dar ce, nu m-am supărat, că... Da. Dar aș fi vrut să mă duc să-i spun cât de mult am ținut la ea. Că când mi-era zilele grele, mă gândeam la ea. Unde ați învățat engleza? În pușcărie. De la cine ați învățat engleza? De la un profesor de engleză, care s-a dus, Dumnezeu să-l ierte, și am stat cu el. Când stai cu cineva și n-ai ce să faci, atunci înveți. Să știți că se învață cu, așa, luam pe talpa pantofului sau ce era, da, așa, așa, dădeam cu săpun și cu salivă, așa, și după aceea puneam DDT-ul. E o substanță care era folosită împotriva păduchilor. Un praf. Da, un praf alb. Și după aceea luam un fir de mătură și scriam, așa cum ai scrie pe tăbliță, scriam cuvântul respectiv. Nu putea, că n-aveai voie să ai creion, să ai hârtie, n-aveai voie. Iar dacă te prindea cu hârtie, te bătea de snopea.
Da, puteai. Și am stat cu el, așa, aproape 2 ani. Și el cu mine, îmi vorbeam în engleză. Ion Radu s-a eliberat la 19 martie 1963. Era primăvară. Toată lumea părea pătrunsă de bucuria de a trăi. Dar Radu își căuta de lucru. Nimeni însă nu angaja un tânăr care până la 32 de ani nu muncise nicăieri. Tot timpul a fost urmărit de ideea de a recupera cei 12 ani pierduți în închisoare. Unde există voință, vicisitudinile vieții nu te pot îndoi. Bunătatea serafică a profesorului de engleză, modestia, caracterul, fuga de cuvinte mari i-au atras afecțiunea elevilor și profesorilor. Dar nimeni dintre ei nu știa, nu bănuia dramatica tinerețe a celui care și-a lăsat 12 ani din viață în spatele gratiilor.